Bună seara! Suvorov poate fi coleg cu Lazar Salpighidis sau Katsouranis. Cel mai bun fotbalist moldovean al anului 2011, Alexandru Suvorov, ar putea fi testat de PAOK, locul 2 în campionatul din Grecia. Despre aceasta a anunțat pentru EuroTV impresarul fotbalistului Leonidi Strati. Are oferte de la PAOK, care noi deocamdată o analizăm. Și atât. Suvorov la moment are două oferte și trebuie să le analizăm care vor fi mai avantajoase. Trebuie deja nobila asta să o încheiem odată și odată, deja e timp să finalizăm situația. Suvorov și eu cred că în zile apropiate totul va fi clar. Echipa nu o să rămână. Recent Suvorov a mai fost testat de Standard Liege, Belgia, dar și de Spaniol Barcelona, Spania. Acum mijlocașul moldovean se antrenează cu FC Academia Chișinău. Alexandru Suvorov, în vârstă de 25 de ani, a jucat ultima dată la Cracovia. Din 2009 până acum acesta a disputat 57 de partide pentru formația din Polonia și a înscris 9 goluri în campionat. Suvorov a mai evoluat la Șerif și FC Tiraspol. Pentru naționala Moldovei acesta a bifat 40 de meciuri și a marcat 4 goluri. Catan este în probe în Israel. Unul din cei mai talentați jucători ai lui Zimbru, discipolul clubului, Radu Catan, este testat de Ashdod, locul 7 în campionatul din Israel. Despre aceasta a anunțat presa locală, dar și impresarul fotbalistului Leonidi Strati. Da, să surprins că toate informații, posedate informații și toți jucătorii, le-am securizat cât e posibil de mult și bravo că le știți toate. Radu Catan are două oferte bune și confirm că e în probe în Israel, confirm că de câteva zile în probe, dar nu știu, nu, alte informații nu pot să vă dau. Radu Catan, în vârstă de 23 de ani, a jucat 93 de meciuri și a marcat 20 de goluri pentru Zimbru în campionat din sezonul 2007-2008 până acum. În acest sezon, Catan a evoluat în 16 partide în campionat și a marcat 4 goluri. Pentru naționala Moldovei, acesta a bifat 2 meciuri. Primul reportaj! Catan! Как доворот? Ты как человек? Кинокамера де урма мне. Как доворот? În această pauză de iarnă, Zimbru s-a mai despărțit de Nicolaev, Marina, Bălașa, Corgalidze, Barahoev, Derkat, Schuster, Mola, Sakei și Tumbașevici, dar și de antrenorul Oleg Fistican, care a fost demis. Zimbru ocupă locul 7 în divizia națională. Test pentru tricolori. Selecționata de tinereta Moldovei s-a deplasat la Sankt Petersburg, Rusia, unde în perioada 17-27 ianuarie va avea loc Cupa Comunității Statelor Independente și Țărilor Baltice 2013. Obiectivul minim al naționalei Moldovei în 21 este calificarea în sferturi, a declarat pentru EuroTV Pavel Cebanu, președintele Federației Moldovenești de Fotbal. Sigur că asta e foarte important pentru preliminarele campionatului european care va începe anul care vine, acest turneu, pentru că sunt în primul rând 4-5 jocuri și desigur cu selecționate și asta e foarte bine pentru că de găsit în timpul anului niște jocuri cu selecționate e greu, dar când se află în turneu și toți împreună aproape o lună de zile, asta desigur că foarte bine. Cupa Comunității Statelor Independente și Țărilor Baltice 2013 va avea loc în perioada 17-27 ianuarie la Sankt Petersburg, Rusia. La competiție participă 12 echipe care sunt repartizate în 3 grupe, a câte 4 formații. În sferturi se vor califica primele două echipe clasate și cele mai bune două formații de pe locul 3. Selecția Moldovei, pregătită de Alexandru Curteanu, a ajuns la un nivel foarte frumos, în mare măsură datorită competenței și capacităților intelectuale, în primul rând, al lui Alexandru Curteanu. Este un antrenor de mare viitor și sunt ferm convins că
într-o bună zi Alexandru va prelua conducerea unui club serios, club de top din campionatul Rusiei. Acest turneu eu consider că este foarte binevenit, odată ce și-a schimbat formatul acum un an. Până în acel moment se jucau cu echipe din țările foste CSI, acum se joacă cu naționale de tineret. Eu consider că este o șansă de afirmare a tinerilor speranțe ale Moldovei și nu merge decât înspre binele, spre pozitivul echipei naționale, atât de tineret, cât și eventual spre naționala mea. Selecționata de tineret a Moldovei va juca în grupa C alături de Turkmenistan, Lituania și Ucraina. У нас будет тренировка одна там, я знаю, и мы успеем привыкнуть к полю, потому что там поле почти такого же качества, как и здесь. Мы уже разговариваем потихоньку про соперника, но ничего страшного. Будем выходить на поле и доказывать, это самое главное. Ну, а фамилии какие-то из соперников знаете? Ну, особо нет, так никого не знаю. Для нас не имеет значения, какая сборная, Мальдова, Литва или там кто-либо, какая сборная не была, у нас просто победа и все. Lotul Moldovei este format din 20 de jucători, dintre care doar 2 reprezintă cluburi de peste hotare. La ediția de anul trecut, Moldova a ocupat locul 8. Și Alexandru Curtean, el este un ideist maximalist, desigur că a supune cel mai înalt, cum spune, scări în acest turneu, ca să ajungă cât mai mult. Și jocurile de anul trecut, încă o dată vreau arătat că se poate de jucat cu orice echipă. Și eu cred că ei trebuie să prima sarcină să iasă din grupă mai departe, dar mai departe de acum știți cum va fi norocul. Cred că obiectivul principal este ridicarea maestrii sportive, fotbalistice. Este deocamdată prematur de vorbit de șanse. Cred că fiecare jucător din echipa națională, atât din, cât și din staful tehnic, trebuie să-și propuie să facă tot posibil ca să ne reprezinte țara, să facă tot ce le stă în puteri sau poate să se autodepășească fiecare singur pe sine pentru a reprezenta țara la un nivel înalt și pentru a face o impresie bună pe un plan internațional. Dispoziție și voie bună la Mirsam Iorhei. Vulturii Roșii continuă pregătirile pentru a doua parte a sezonului. Jucătorii lui Mirsami se antrenează cu zâmbetul pe buze. Hai, băi, Mirsami testează mai mulți fotbaliști moldoveni, printre ei se află și Constantin Iavorski, care a jucat ultima oară la Zimbru. În probe la Vulturii Roșii mai sunt doi fundași centrali, unul din Maroc și unul din Nigeria. Mirsami se va antrena în Moldova până la 28 ianuarie, când va pleca într-un cantonament în Turcia. Pe tărâm otoman, Vulturii Roșii vor juca 10 amicale.